Vă salut, prieteni, și bun venit la un nou video despre Satisfactory. În acest video voi încerca să înving aceste două animale. Mai întâi simultan. Voi folosi cea mai slabă armă din joc. O idee nu foarte recomandată. Mă retrag constant. Ia să vedem. Aici, partea asta, mai bine încă unul, pac, l-am omorât pe unul, m-am omorât două animale. Așa, le luăm carcasele, că sunt foarte importante în joc. Arată interesant, e o șopârlă asta. O șopârlă tăuraș. Văd că are copite. Are dinți. Are solzi. Deci e șopârlă. Șopârlă. Șopârlă căluț. Sau măgăruș. Această metodă nu e foarte eficientă, fiindcă putem muri în joc. Și va trebui să începem de fiecare dată de la bază. Așa că voi încerca o altă metodă de a învinge aceste animale. Ia să vedem dacă putem găsi o altă metodă mai eficientă. Începem din nou. Și încercăm să provocăm animalele separat. Prefer să lupt cu un singur animal decât să înfrunt două animale. Vedem că unul merge într-o parte, celălalt în cealaltă parte. Din direcția asta provoc un singur animal. L-am provocat, mă retrag un pic. Vine după mine, mă retrag și mai mult. Așa. Hai, atacă-mă. Așa. L-am omorât. Bun. Acum am ocazia să-mi refac viața. Cu scroll schimb inventarul portabil. Inventarul de mână. Și provoc celălalt animal. Ia să vedem unde s-a ascuns. L-am găsit. Atac primul ca să am un avantaj. L-am omorât și iau carcasa. Așa se omoară cel mai eficient două animale simultan. Aceste animale păzesc acest mel care e foarte important în joc. Atât pentru acest video. Vă aștept la următorul video care va apărea cât mai repede posibil. Salvăm jocul. Așa.